Edilul comunei Jupânești Ionuț Gârnicianu spune că au fost pietruite mai multe ulițe pe care oamenii se deplasau destul de greu. Ați pietruit mai multe ulițe? Spuneți-ne dumneavoastră care este situația. Da, cu siguranță am pietruit în mai multe ulițe din pe raza comunei Jupânești, mai exact în satul Vierșani, Cătunul Rogojina și o uliță din satul Jupânești. Aproximativ 4 km de ulițe pietruite cu piatră spartă, calcar. Știți și dumneavoastră că această piatră, atunci când plouă, din ce în ce se întărește mai bine. A fost montat în comună sistem wireless și camere de filmat. Am înțeles că montați camere de filmat și sistem wireless în toată comuna? Da, în momentul de față montăm 13 puncte la toate intersecțiile și zone de unde sunt părculețe pentru copii, școala generală, școlile de 1-4, grădinițe, camere video și wireless cu internet gratuit. Eu zic că este un lucru bun, ușor trebuie să ne modernizăm și noi. Vedeți și dumneavoastră că celelalte comune din țară au camere video și wireless și este un lucru bun pentru cetățeni. Sper să nu-i deranjeze pe unii că am pus camere, dar asta este. Trebuie ușor să facem treabă, să ne conformăm și legislații. Dar de ce i-ar deranja că ați pus camere? Pe unii i-ar deranja, că știți și dumneavoastră că mai sunt câte unii. Ba, cât o mică ciondăneală între copii, ba, traficul, viteză. Alții mai fac și unele infracțiuni, nu neapărat de pe raza localității noastre, mai trec și în altă localitate.